luați loc, vă rog. Stimați colegi, sunt bucuros să vă revăd. Nu sunt sigur că vă recunosc în aceste echipamente. Este o perioadă foarte nelungată, adică nu ne-am văzut așa aproape unul de altul, doar prin intermediul Zoom-urilor și Webex-urilor. Sunt bucuros să ne revedem. Ședința ordinară a Guvernului Republicii Moldova. Mai multe subiecte pe ordine de zi. Dacă sunt careva propuneri, întrebări, sugestii la ordinea respectivă, la agenda respectivă, nu sunt. Atunci vă rog să procedem la examinarea subiectelor incluse în agenda de astăzi. Astăzi avem și subiectul numărul 1 cu privire la cadre. Și propun să-i dăm cuvântul doamnei secretar general al Guvernului, doamnei Liliana Iaconi, să prezinte proiectele respective. Vă rog. Mulțumesc, domnule prim-ministru, stimați miniștri. În temeiul articolului 7, litera I din legea 136 cu privire la guvern și legea 199 din 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică și codului muncii, se propune eliberarea doamnei Larisa Celac din funcția de șef al Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat, reprezentant al guvernului în teritoriu din data de 20 mai 2020. Rog aprobarea demisiei. Vă mulțumesc, stimați colegi, vă rog și eu să aprobăm demisia doamnei Celac. Aprobat, mulțumesc, vă rog să continuați, doamna. Mulțumesc. În temeiul legii, prevederilor legii numărul 136 din 2017 cu privire la guvern și al legii 199 din 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, se propune numirea doamnei Larisa Celac în funcție de șef adjunct al Oficiului Teritorial Soroca al Cancelarei de Stat, responsabil de Raionul Drochea din data de 21 mai 2020. Rog aprobarea numirei doamnei Larisa Celac. Vă mulțumesc, doamna secretar general, stimați colegi, colega noastră care a activat în Oficiul Teritorial Soroca, deci se propune pentru a fi aprobat în funcție de șef adjunct al Oficiului Teritorial Soroca, responsabil de Drochea. Vă rog să aprobăm. Aprobat, mulțumesc. Vă rog să continuați, doamna. Mulțumesc. În scopul executării hotărârii judecătoriei Chișinău, sediu Râșcan, din 10 martie 2020 și în temeiul articolului 256 din Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova, se propune anularea dispoziției Guvernului numărul 164D din 21 august 2019 cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Vladimir Ceban și dispoziției numărul 103D din 26 iulie 2019 cu privire la preavizarea unor funcționari publici de conducere în partea ce ține de preavizarea domnului Vladimir Ceban. Se propune restabilirea domnului Vladimir Ceban din 21 mai 2020 în funcție de șef al Oficiului Teritorial Soroca al Cancelarei de Stat, reprezentant al Guvernului în teritoriu. Rog aprobarea restabilirii domnului Vladimir Ceban și anularea dispozițiilor Guvernului. Stimați colegi, acest proiect este înaintat în scopul executării hotărârii judecătoriei Chișinău din 10 martie 2020. De aceea, noi trebuie să respectăm deciziile instanțelor și în aceste condiții vă rog să aprobăm proiectul respectiv. Aprobat, vă mulțumesc. Continuați, vă rog, doamna secretar general. Mulțumesc. În temeiul prevederilor legii 136 cu privire la guvern și legii 199 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, se propune eliberarea doamnei Ana Pușneac din funcția de șef al Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat, reprezentant al Guvernului în teritoriu din data de 22 mai 2020. Rog aprobarea eliberării doamnei Ana Pușneac. Stimați colegi, vă rugăm să aprobăm acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Continuați, vă rog, domnule.
În temeiul legii cu privire la guvern și a legii cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, se propune numirea domnului Ion Chicu în funcție de șef al Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat, reprezentant al guvernului în teritoriu din data de 25 mai 2020. Rog aprobarea numirii domnului Ion Chicu. Stimați colegi, întrebări? Eu am o întrebare, nu nicio eroare, ci nicio greșeală. Stimați colegi, înțeleg că este vorba despre altă persoană, даже не одна фамилия, cum se zice în limba rusă. Dacă nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm numirea acestei candidaturi. Aprobat, mulțumesc. Vă rog să continuați, doamna. Mulțumesc. În temeiul articolului 22 din legea 199 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică și în conformitate cu punctul 27 din statutul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 156, se propune eliberarea doamnei Angela Belobrov din funcția de director general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină din data de 20 mai 2020, în baza cererii de demisie. Rog aprobarea demisiei. Stimați colegi, vă rog să aprobăm proiectul. Eu vreau, din numele întregului Guvern al Republicii Moldova, tuturor colegilor din Administrația Publică Centrală, să-i mulțumesc doamnei Angela Belobrov pentru munca extraordinară care a demonstrat-o și a depus-o în această perioadă, mai ales că în această perioadă ne-am confruntat cu această provocare, cu criza pandemică. Vreau să-i mulțumesc doamnei Belobrov și vreau să vă asigur că doamna Belobrov va continua activitatea sa în autoritățile publice centrale, în cadrul autorităților publice centrale, pentru că este un specialist foarte bun. Vă mulțumesc. Continuați, domnule Cune. Mulțumesc. În temeiul articolului 6 din legea 199 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, precum și în conformitate cu statutul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 156, se propune numirea doamnei Valentina Buliga în funcție de director general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină din data de 21 mai 2020. Rog aprobarea numirei doamnei Valentina Buliga. Vă mulțumesc, stimați colegi, doamna Valentina este prezentă în sală. Dacă sunt întrebări la candidat, nu sunt. Vreau să vă rog să aprobăm candidatura doamnei Valentina Buliga în funcție de director general al CNA. Aprobat, vă mulțumesc. Doamna Valentina, bine ați venit, vă dorim succes, felicitări. Sunteți un specialist extraordinar și suntem siguri că veți face față lucrurilor și gestionarea fondurilor de asigurare medicină va fi la nivelul care vă caracterizează pe dumneavoastră. Succes! Mulțumesc! Succes! Următorul raportor la capitolul cadre, domnul director al Agenției Proprietății Publice, domnul Țepordei. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului. În temeiul articolului 7, litera I din legea numărul 136 din 2017 cu privire la Guvern, articolul 8, alineatul 5, litera A, articolul 28, alineatul 1, litera A din legea numărul 158 din 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public și în conformitate cu punctul 12 din regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Proprietății Publice, aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 902 din 2017, se propune numirea domnului Corneliu Soltan în funcție de director general adjunct al Agenției Proprietății Publice din data de 21 mai 2020. Rog susținerea. Mulțumesc, domnul director. Stimați colegi, întrebări la raportor sau la domnul Soltan, candidat la funcție de director adjunct? Nu sunt întrebări. În aceste condiții vă rog să aprobăm candidatura domnului Soltan. Aprobat, vă mulțumesc, vă felicit, domnule director adjunct, succes în activitate. Stimați colegi, cu aceasta subiectul cu privire la cadre a fost epuizat. Felicitări și succes noilor colegi. Subiectul numărul 2 de pe ordine de zi, cu privire la aprobarea Programului Național de Siguranță a Zborurilor. Îl să rog pe domnul ministru Railean să prezinte. Stimate domnul prim-ministru, stimați colegi,
Prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Programului Național de Siguranță a Zborilor. Proiectul a fost elaborat în conformitate cu articolul 41, alineatul 2 din Codul Aerian al Republicii Moldova, numărul 301, și în contextul implementării prevederii anexei 19 la Convenția privind aviația civilă internațională, semnată la Chicago 1944, managementul siguranței. Programul Național de Siguranță a Zborilor reprezintă un sistem de management în domeniul reglementării și gestionării siguranței în aviația civilă la nivel de stat. Programul stabilește cadrul de reglementare necesar pentru elaborarea și aprobarea strategiilor și politicilor în domeniul siguranței aviației civile, precum și pentru stabilirea, aprobarea și supravegherea unui nivel acceptabil de siguranță la nivel național, adoptând o strategie proactivă de îmbunătățire a continuu performanțelor de siguranță în aviația civilă prin elaborarea, aprobarea și implementarea Planului Național de Siguranță a Aviației Civile, document care derivă din Planul European de Siguranță, prin care este stabilit și monitorizat nivelul acceptabil de siguranță în aviația civilă din Republica Moldova. Proiectul hotărârii Guvernului a fost avizat de către instituțiile de resort și a fost definitivat în baza obiecțiilor și recomandărilor recepționate. În contextul celor expuse, rog susținerea și aprobarea proiectului în hotărâri. Vă mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi. Dacă din momentul examinării preventive de către noi toți acestui proiect au apărut ceva întrebări, vă rog să vă expuneți. Dacă nu, vă rog să susținem acest proiect aprobat. Vă mulțumesc. Următorul subiect, numărul 3, doamna ministru Dumbrăveanu, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative, proiect care propune modificarea legii sindicatelor și a codului muncii. Proiectul este elaborat în contextul executării hotărârii Curții Constituționale 34 din 8 decembrie 2017 și numărul 3 din 4 februarie 2020, având drept scop excluderea dreptului de veto al organelor sindicale în procedura de concediere a salariaților aleși în organele sindicale. În acest context, în proiect este prevăzut că angajatorul, înainte de adoptarea deciziei care aduce atingere salariaților, inclusiv salariați membri de sindicat, a salariaților aleși în componența organelor sindicale și neeliberați la locul de muncă de bază, sau a conducătorilor organizațiilor sindicale primare, neeliberați la locul de muncă de bază, va notifica organul sindical și va solicita opinia acestora în formă scrisă, în termen de 10 zile lucrătoare de la data recepționării notificării. De asemenea, în proiect se propune excluderea prevederii privind concedierea salariaților care au fost aleși în organele sindicale, indiferent de faptul dacă au fost eliberați sau nu de la locul de muncă de bază, și nu se admite timp de 2 ani această procedură după expirarea mandatului. În virtutea acestor modificări, vreau să menționez că Codul Muncii garantează în continuare, prin diverse norme juridice pe care le conține, deci eliminarea unor abuzuri din partea angajatorilor în procesul de concediere a salariaților care au sau dețin, mai bine zis, calitatea de membru a sindicatelor. Rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, doamnă ministru, stimați colegi. Opinii, întrebări, propuneri? Dacă nu sunt, vă rog să aprobăm proiectul respectiv. Aprobat, mulțumesc. Subiectul numărul 4, domnul viceprim-ministru Sergiu Pușcuță. Stimate domnule prim-ministru, stimați membrii Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării înțelegerii întocmite prin schimb de note dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea tehnică. Înțelegerea propusă reprezintă un tratat bilateral care va fi încheiat prin schimb de note între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federale Germania. Înțelegerea în cauză are drept scop valorificarea resurselor oferite de către Republica Federală Germană în cadrul cooperării bilaterale pentru dezvoltarea prin acordare asistenței tehnice în valoare de 8,6 milioane euro pentru completarea sau cofinanțarea bugetelor următoarelor proiecte și inițiative în derulare.
1. Modernizare serviciilor publice locale, 4,6 milioane euro, combatere și prevenirea corupției, 2,8 milioane euro, consilierea Guvernului Republicii Moldova în domeniul politicii economice, 0,7 milioane euro și fonduri pentru studii și specialiști, 0,5 milioane euro. Proiectele menționate subiectul tratatului propus reprezintă măsuri de suport tehnic, astfel nu sunt reflectate în bugetul public național, resursele respective fiind gestionate prin intermediul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei. Înțelegerea vizată vine să consolideze relațiile bilaterale de cooperare între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federale Germania și are drept scop final combaterea sărăcirii, dezvoltarea economică și socială a Republicii Moldova. Astfel, părțile cooperante se angajează de comun acord în susținerea proceselor complexe de reforme în Republica Moldova, în vederea realizării unei dezvoltări sustenabile. Proiectul hotărârii a fost supus avizării și expertizării de către autoritățile interesate în modul stabilit de legislație, obiecțiile și propunerile acestora au fost luate în considerare la definitivarea proiectului. Ținând cont de cele menționate, rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru, stimați colegi. Dacă sunt careva întrebări, vă rog să le expuneți. Nu sunt, vă rog să aprobăm acest proiect. Este vorba despre un suport și o asistență nerambursabilă, valoroasă, oferită de Guvernul Republicii Federale Germania, fapt pentru care vrem să le mulțumim mult. Subiectul numărul 5, domnul director Țepordei, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern cu privire la transmiterea unor bunuri imobile și modificarea unor hotărâri de guvern. Proiectul hotărârii de guvern a fost elaborat urmare adresării Procuraturii Generale privind transmiterea din gestiunea Agenției Proprietății Publice în gestiunea Procuraturii Generale a bunurilor imobile proprietate publică a statului din municipiul Chișinău, strada Armenească 94 și strada Armenească numărul 96, în scopul amplasării Procuraturii Municipiului Chișinău. Actualmente, oficiul central al Procuraturii Municipiului Chișinău este amplasat în sediul Procuraturii Generale din Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, numărul 73. Lipsa acută de spații nu asigură bună activitatea instituției și implică identificarea spațiilor care ar corespunde necesităților de funcționare a acesteia, în vederea executării atribuțiilor sale. Transmiterea bunurilor imobile respective în gestiunea Procuraturii Generale implică operarea modificărilor corespunzătoare în anexa numărul 9 și numărul 22 cu indicile 5 la hotărârea Guvernului numărul 351 din 2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile în aspectul modificării gestionarului bunurilor și în punctul 2 din hotărârea Guvernului numărul 222 din 2009 cu privire la trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, schimbul de bunuri și modificarea unor anexe ale hotărârilor de guvern, prin excluderea acestora ca bunuri pasibile pentru efectuarea schimbului. Proiectul hotărârii de guvern a fost supus procedurii de avizare și expertiză de către instituțiile de resort. Rog susținerea și aprobarea proiectului hotărârii de guvern. Vă mulțumesc, stimați colegi, întrebări. Este vorba despre restituirea oficiului spațiului pentru Procuratura Chișinău și a crea condiții pentru muncă acestei instituții, care are mult, mult de muncă, de lucru, după cum vedem. Dacă nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm acest proiect. Aprobat, mulțumesc. Înainte de a trece la următorul subiect, vreau să-l întreb pe domnul director Țepordei și domnul ministru Pierjul cum stau lucrurile cu oficiul Ministerului Agriculturii. Noi am luat decizia ca Ministerul Agriculturii să fie transferat în clădirea care îi aparține pe bun drept. Cum stau lucrurile? Domnul prim-ministru, la moment se activează, se identifică soluții pentru anume efectuarea schimbului respectiv de imobil. Domnul ministru Pierjo, rămâne doar să confirmați. Da, domnul prim-ministru, au fost identificate unele spații în clădire. Totuși, această perioadă ne-a tăiat puțin din posibilitățile de a accelera pe acest domeniu, dar luăm toate măsurile. Într-adevăr, este prioritate pentru noi. Până la roada nouă trecem?
facem tot posibilul. N-am specificat care cultură, păi, dar... Păi da, cea de iulie sau din toamnă. Mulțumesc, eu vă rog să țineți la control acest lucru. Medicat. Mulțumesc, domn director. Următorul subiect, numărul 6, doamna secretar general, doamna Iacone, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă spre examinare proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la abrogarea hotărârii Guvernului numărul 549 din 2019 cu privire la transmiterea unui bun imobil. Prin hotărârea Guvernului numărul 549 din 12 noiembrie 2019 s-a dispus transmiterea construcției situată în municipiul Chișinău, strada Nicolae Iorga 24, din gestiunea economică a instituției publice, Direcția Generală pentru Administrarea Clădirilor Guvernului Republicii Moldova, în gestiunea economică a Oficiului Avocatului Poporului. În procesul de transmitere predarea construcției, inițiate și derulate de către Cancelarea de Stat, au fost identificate un șir de carențe și incompatibilități pentru realizarea completă și corectă a hotărârii, și anume, în primul rând, imobilul nu corespunde specificațiilor tehnice, precum și cerințelor minime pentru amplasarea Oficiului Avocatului Poporului și respectiv pentru desfășurarea activității acestui oficiu, având doar 400 de metri pătrați util și 9 spații strict delimitate. Imobilul constituie un monument de arhitectură de însemnătate națională și care este inclus în Registrul Monumentelor de Istorie și Cultură a municipiului Chișinău. Respectiv, reamenajarea și sau amenajarea cu spații suplimentare și distincte este imposibilă. Suplimentar la acestea, dotările și utilitățile nu corespund standardelor prescrise în rezoluția Adunării Generale ONU din decembrie 93. În această ordine de idei și având în vedere că această construcție constituie un monument istoric, se propune ca guvernul să aprobe hotărârea 549 cu revizuirea și identificarea unui spațiu suplimentar pentru Oficiul Avocatului Poporului. Rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, doamna secretar general, stimați colegi, considerând argumentele prezentate, vă rog să susținem acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Continuați, vă rog, doamna Iacone. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă spre examinare proiectul de hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri. Proiectul prevede transmiterea cu titlu gratuit și cu acordul Consiliului Raional Florești din proprietatea statului în proprietatea Consiliului Raional Florești a unor bunuri listate în anexă. Ca urmare a procesului de reorganizare a Agenției Servicii Publice, la momentul deschiderii Centrului Multifuncțional Florești, a decăzut necesitatea de utilizare a spațiilor ocupate de către Biroul Evidență și Documentare a Populației Florești în incinta clădirii Consiliului Raional. Bunurile respective, care se află la moment la balanța Agenției Servicii Publice, sunt incorporate și conectate la diferite sisteme tehnice ale clădirii. Ulterioara întrebuiințare a bunurilor, demontare și sau evacuare este imposibilă, deoarece au o destinație strict determinată. Din aceste considerente, se solicită și este rațională transmiterea acestor bunuri în proprietatea publică a Consiliului Raional Florești. Proiectul a fost avizat și expertizat în modul stabilit. Rog aprobarea acestui proiect. Stimați colegi, dacă sunt câteva întrebări la acest proiect, vă rog să le spuneți. Dacă nu sunt, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 8, doamna ministru Dumbrăveanu, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul de aviz al Guvernului la proiectul de lege pentru modificarea Codului Muncii, înaintat cu titlul de inițiativă legislativă. Autorii proiectului invocă caracterul rigid al Codului Muncii și generează în mod special inconveniențele pentru mediul de afaceri care se conțin în normele actuale ale Codului Muncii. Țin să remarc că orice reglementări la nivelul codului muncii, în special care țin de domeniul muncii, cei ce țin de problemele sociale-economice, trebuie să fie promovate în baza unui consens care sunt determinate între partenerii sociali și nu pot fi realizate doar cu luarea în considerare a intereselor angajatorilor și ignorarea intereselor salariaților. În condițiile respective, în planul de activitate a Guvernului se conține
o măsură esențială, precum este modernizarea legislației muncii. Guvernul a și promovat un proiect de lege pentru amendarea codului muncii, care conține un șir din propunerile care au fost înaintate cu titlul de inițiativă legislativă, iar celelalte amendamente care sunt înaintate de către autorul inițiativei legislative vor fi discutate pe platforma grupurilor tripartite care se organizează la minister. În condițiile care sunt invocate mai sus, avizul guvernului este unul negativ și rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, stimați colegi. Noi am discutat acest proiect preventiv cu dumneavoastră. Dacă de atunci au apărut suplimentar întrebări sau propuneri, vă rog să le expuneți. Dacă nu, vă rog să aprobăm acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 9. Continuați, vă rog, doamna ministru. Mulțumesc mult, stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră avizul consolidat al Guvernului la proiectul de lege pentru modificarea codului muncii, care la fel a fost înaintat cu titlul de inițiativă legislativă. Autorii proiectului nu au ținut cont de prevederile articolului 75 alineatul 2 din codul muncii, suspendarea contractului individual de muncă, care de fapt presupune suspendarea prestării muncii de către salariat, dar și suspendarea plății drepturilor salariale, indiferent dacă vorbim în cazul respectiv de salariu, sporuri sau alte plăți. Totodată, pe perioada suspendării contractului individual de muncă, deci cum am menționat, salariatul nu beneficiază de nici o plată, contrar, deci inițiativii care este înaintată de către autor. Totodată, în cazul suspendării contractului individual de muncă, în circumstanțe ce nu depind de voința părților, și anume articolul 76 din Codul Muncii, este prevăzut că salariatul nu trebuie să depună nicio cerere, iarăși aspect care este în contradictoriu în inițiativa înaintată de către autori. Suplimentar, amendamentele propuse la Codul Muncii în sensul articolului 2 din proiect sunt norme aplicabile angajaților din sectorul public. Dar, atunci când invocăm prevederile codului muncii, nu se face o diferențiere sub aspect de reglementare a raporturilor de muncă, sector public sau sector privat, context în care iarăși este un contraargument pentru a susține această inițiativă care este promovată de către unii deputați. În condițiile care sunt invocate, avizul guvernului este unul negativ și rog susținerea acestui proiect consolidat. Vă mulțumesc, doamna ministru. Dacă sunt obiecții sau întrebări, nu văd doritori. În aceste condiții vreau să vă rog să susținem proiectul avizului. Aprobat, mulțumesc. Subiectul numărul 10, domnul ministru Pierge, vă rog. Da, vă mulțumesc, stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului. Prezentăm atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea avizului la proiectul de lege pentru modificarea legii 1540-98 privind plata pentru poluarea mediului, care reprezintă avizul consolidat al Guvernului la proiectul de lege înaintat cu titlul de inițiativă legislativă din partea unui grup de deputați. Autorul proiectului sau autorii proiectului propun modificarea sistemului de colectare a plăților pentru emisiile de la sursele staționare de vărsările de poluanți cu ape uzate și depozitarea deșeurilor prin transferarea acestora la bugetele locale și nu la bugetul de stat, așa cum este în prezent, argumentând prin faptul că poluarea mediului afectează în primul rând ariile unde sunt amplasate obiectele care generează poluare. În acest sens menționăm că poluarea cauzată de emisiile de la sursele staționare, deversările cu ape uzate și depozitarea deșeurilor nu au doar caracterul local, substanțele poluante afectând și zonele învecinate surselor de poluare. Mai mult ca atât, emisiile de la sursele staționare au răspândire spațială largă și contribuie la poluarea întregului teritoriul țării, în special cum este o țară mică ca noastră. Totodată, modificările propuse pot admite crearea unor discrepanțe și în cuantumul plăților încasate la bugetul local și ar atrage după sine o inechitate între bugetele locale. Încasarea plăților pentru poluarea mediului în bugetul local corespunzător locului amplasării obiectivului subdiviziunii nu va reflecta și situația reală a poluării în profil teritorial, întrucât plățile respective vor fi achitate în conform adresei juridice, iar reședințele de bază întreprinderilor, instituțiilor sau organizațiilor, o parte din acestea, deținând stații și instalații pe întreg teritoriul țării, cum ar fi benzinăriile, de exemplu. Mai mult ca atât, încasarea la bugete locale a unor plăți pentru poluarea mediului nu garantează faptul că aceste resurse financiare vor fi utilizate după scopul lor, anume în diminuarea efectelor poluării mediului.
Menționăm că în prezent plățile pentru poluare prevăzute în legislație se transferă la bugetul de stat și sunt utilizate pentru finanțarea programului pentru protecția mediului. Având în vedere faptul că plățile respective reprezintă venitul la bugetul de stat, introducerea modificărilor propuse va genera și un impact negativ asupra finanțării activităților în Fondul Ecologic Național. Ministerul a generalizat avizul, în baza vizului Ministerului Finanțelor și Ministerului Economiei și Infrastructurii, dar și Ministerul Justiției. Și în acest context menționăm că Guvernul nu susține adoptarea acestei inițiativi legislative. Rog susținere. Mersi, vedem dacă Guvernul susține sau nu susține. Stimați colegi, argumentele prezentate de domnul ministru Perju, în opinia mea, sunt destul de concludente. Dacă nu aveți altă opinie, vă rog să susținem acest proiect de aviz aprobat. Vă mulțumesc. Subiectul numărul 11, doamna ministru Dumbrăveanu, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră avizul unic al Guvernului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative înaintat cu titlul de inițiativă legislativă de către un grup de deputați. Proiectul de lege propune completarea Codului Muncii cu un articol nou care să reglementeze staționarea unității din cauza situației epidemiologice și completarea legii privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale cu un nou tip de prestații de asigurări sociale, indemnizația pentru prevenirea îmbolnăvirilor în cazul situației epidemiologice. Menționăm că actualmente Codul Muncii reglementează staționarea unității, drept urmare, este inoportună reglementarea suplimentară a acestui regim de activitate. De asemenea, legea privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări prevede dreptul asiguraților la indemnizație pentru prevenirea îmbolnăvirilor. Situația propusă de către autor nu se încadrează în regimul de carantină și care ar garanta acest drept la indemnizație. Totodată, proiectul nu este... În proiect nu se conține argumentarea economico-financiară a impactului, context în care, reieșind din argumentele invocate, proiectul înaintat cu titlul de inițiativă legislativă nu se susține. Rog aprobarea acestui aviz unic. Vă mulțumesc, doamna ministru. Stimați colegi, dacă avem întrebări. Nu sunt întrebări, totul este clar. Vă rog să susținem proiectul avizului. Aprobat. Doamna ministru, vă rog să continuați. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, se prezintă spre examinare proiectul de aviz unic al Guvernului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative înaintat cu titlul de inițiativă legislativă. Potrivit proiectului, se propune modificarea legislației muncii, dar și a legislației cu privire la salarizare, la capitolul ce ține de prestarea muncii în condiții nefavorabile, precum și modul de stabilire a sporurilor pentru prestarea muncii în condițiile respective. Proiectul nu se susține din următoarele argumente. Legislația actuală reglementează stabilirea sporurilor de compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile și plata sporurilor se stabilește mărime unică pentru salariații de orice calificare care muncesc în condiții egale. Mărimea sporurilor sunt stabilite în convențiile colective, deci la nivel național, și sunt obligatorii pentru toate unitățile. Iar lista tipa lucrărilor pentru care se stabilesc sporurile și regulamentul privind evaluarea condițiilor de muncă și modul de aplicare a listelor amurale sunt aprobate de către guvern. Totodată, proiectul de fapt propune dublarea prevederilor din Codul Muncii, dar și legea salarizării, ori ieșind din tehnica legislativă, deci în cazul dat, dublajul legislativ este inutil. Modificările propuse în proiect vin în contradicție cu principiile generale privind prevenirea riscurilor profesionale, protecția lucrătorilor la locul de muncă și eliminarea factorilor de risc și de accidentare, angajatorul având posibilitatea actualmente să compenseze financiar munca prestată în condiții de muncă cu risc sporit. Reșind din argumentele invocate, avizul Guvernului este unul negativ și rog susținerea acestui proiect. Stimați colegi, de asemenea avem un șir de argumente foarte pertinente, de ce dacă nu sunt alte opinii, vă rog să susținem proiectul avizului. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 13, domn ministru Raelian, vă rog. Stimate domn prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative, înaintat cu titlul de inițiativă legislativă numărul 73 din 25 februarie 2020 de către domnul Munteanu, deputat în Parlament. Inițiativa vizează modificarea legii 131 din 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător
și Codul Contravențional al Republicii Moldova, numărul 218, în vederea instituirii unui mecanism de prevenție împotriva unor posibile abuzuri din partea organelor de control. Prin adoptarea legii 131 cu privire la controlul de stat asupra activității de întreprinzător, s-a asigurat consolidarea cadrului juridic și instituțional în domeniul efectuării controlului de stat asupra activității de întreprinzător. Obiectul de reglementare al acestei legi fiind organizarea și desfășurarea controlului, stabilirea principiilor fundamentale ale controlului, unul dintre acestea este prevenirea încălcării legislației prin aspectul consultativ al controlului, precum și stabilirea procedurii de efectuare a controlului. În mod special, evidențiez că în conformitate cu prevederile articolului 4 aliatul 10 din legea 131, controlele planificate efectuate pe parcursul primilor 3 ani de activitate de la data înregistrării de stat a persoanei care practică activitatea de întreprinzător au caracter consultativ și nu se vor solda cu sancțiuni sau măsuri restrictive, cu excepția cazurilor când în cadrul controlului se depistează încălcări foarte grave în sensul prezentei legi. În aviz a fost argumentată inoportunitatea modificării codului contravențional, completarea acestui cu un nou capitol prevenirea săvârșirii de contravenții, ca fiind o dublare a legislației respective. Articolul 29 din legea 131 cu privire la controlul de stat asupra activității de întreprinzător deja stabilește conceptul propus. Astfel, pârghii eficiente de protejare a persoanelor supuse controlului și de evitare abuzurilor din partea organelor de control se regăsesc în cadrul normativ aferent controlelor de stat asupra activității de întreprinzător. Reșit din cele expuse, considerăm nejustificate argumentele aduse de autor și relatăm că inițiativa legislativă nu se susține. Rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc, domnul ministru. Noi și acest proiect l-am examinat în detaliu preventiv și dacă de la acel moment nu avem alte întrebări sau opinii și considerând argumentele aduse de domnul ministru, vă rog să susținem acest proiect de aviz. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 14, domnul viceprim-ministru Pușcuță, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membrii Guvernului, se prezintă atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea avizului la proiectul de lege pentru modificare unor acte legislative înaintat cu titlul de inițiativă legislativă, numărul 102 din 5 martie 2020. Proiectul de lege înaintat spre examinare prevede în principal modificări ce țin de includerea facilităților acordate de angajator în tipurile de drepturi și de venituri din care nu se calculează contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și primii de asigurare obligatorii de asistență medicală. Majorarea reducerilor în scopuri fiscale cheltuielilor suportate de către angajator pentru prima de asigurare facultativă de asistență medicală și acceptarea reducerii sumei TVA fără a dispune de factură fiscală electronică. Astfel, urmarea examinării propunerilor menționate, promovarea acestora se consideră inoportună, având la bază următoarele argumente. Drepturile și veniturile din care sunt calculate și achitate contribuțiile de asigurări sociale contribuie la formarea cuantumului prestațiilor de asigurări sociale, crescând astfel capacitatea asiguratului de a beneficia de protecție socială corespunzătoare pe viitor. Diminuarea veniturilor fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală va afecta cheltuielile necesare realizării serviciilor medicale prevăzute în programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală. Iar modificările propuse cu referință la factură fiscală electronică vor descuraja utilizarea facturii fiscale electronice. Totodată, propunerea aferentă majorării plafonului deductibil a cheltuielilor anuale suportate de angajator pentru primele de asigurare facultativă de asistență medicală ale angajatului se susține prin deducerea cheltuielilor în cuantum de 100% din prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă, cu intrarea în vigoare acestei prevederi de la 1 ianuarie 2021. Rog susținerea proiectului avizului. Mulțumesc, domnule viceprim-ministru. Stimați colegi, considerând argumentele expuse, vă rog să susținem proiectul avizului. Vă mulțumesc. Aprobat. Subiectul numărul 15, domnul ministru Voicu, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membrii Guvernului, prezint atenției dumneavoastră proiectul de aviz al Guvernului la inițiativa legislativă de modificare a legii 320
cu privire la activitatea poliției și statutul polițistului, care are scop posibilitatea regionalizării subdiviziunilor poliției. Acest proiect urmărește excluderea carențelor normative de la articolul 15 din legea menționată și aducerea actului normativ în concordanță cu normele articolului 31 din legea 98 privind administrarea publică centrală și de specialitate. Precizăm că Ministerul Afacerilor Interne a efectuat unele analize de impact financiar, iar careva cheltuieli suplimentare pentru realizarea noilor reglementări nu sunt necesare. Mai mult ca atât, doar în situația regionalizării Nord, unde vor intra 12 inspectorate de poliție, economiile financiare pentru salarii sunt aproximativ de 3 milioane de lei mai puțin. În concluzie, se propune a fi susținut proiectul nominalizat cu recomandările de ajustare sub aspect de tehnică legislativă expuse în aviz. Totodată, această modificare reiese și din strategia de dezvoltare anul 2016-2020, care este coordonată și cu partenerii noștri de dezvoltare. Această regionalizare va fi în 6 regiuni, nord, centru, sud, est, vest, direcția Poliției Municipiul Chișinău și direcția UTA Găgăuzea. Va permite să concentrăm toate resursele administrative într-o regiune, iar în așa mod vom reuși să reducem 100 de funcții și să le trecem la personalul desconcentrat în teritoriu. Rog să susținem acest proiect. Vă mulțumesc, domnul ministru. Stimați colegi, opinii, întrebări la acest proiect de aviz? Nu sunt. Vă rog să susținem proiectul prezentat. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 16, doamna secretar general al Guvernului, doamna Iconeva. Mulțumesc. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă spre examinare proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile. Proiectul prevede transmiterea cu titlul gratuit și cu acordul Consiliului Municipal Hâncești din proprietatea publică a statului, administrarea Cancelariei de Stat, gestiunea Agenției Servicii Publice, în proprietatea publică a municipiului Hâncești, a bunului imobil situat în strada 31 August din municipiul Hâncești, fostul sediu al Oficiului Teritorial al Serviciului Stare Civilă și a unor mijloace fixe. Ținem să menționăm că urmarea reorganizării unor entități în scopul creării ghișeului unic de prestare a serviciilor publice populației, Serviciul Stare Civilă a fuzionat în cadrul Agenției Servicii Publice, iar sediul menționat nu se mai utilizează. Astfel, pentru administrarea eficientă a imobilului respectiv, precum și la solicitarea primăriei municipiului Hâncești, a fost inițiată elaborarea acestei hotărâri. Relatăm că primăria municipiului Hâncești preconizează să amplaseze în clădirea respectivă centrul de creație pentru copii. Proiectul a fost avizat și expertizat în modul respectiv stabilit. Rugăm aprobarea acestui proiect. Vă mulțumesc, stimați colegi. Câteva întrebări. Transmitem un imobil pentru copii. Ce poate fi mai frumos și nobil? Vă rog să susținem acest proiect. Aprobat. Mulțumesc. Subiectul numărul 17. Continuează, rog, domnule Cone. Mulțumesc. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se propune atenției dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern privind reglementarea unor aspecte ce țin de procedura de examinare și documentare a conducătorilor auto. Scopul proiectului este de a crea un mecanism de examinare și documentare a conducătorilor auto care aveau statut valabil până la declararea stării de urgență, prin prelungirea cu 90 de zile a acestor acte. Ca urmare a instituirii stării de urgență, procedura de programare electronică la examenele pentru obținerea permisului de conducere a fost sistată, ceea ce a dus în multe cazuri la imposibilitatea examinării a candidaților programați la aceste examene. Și din statistica oferită de către Agenția Servicii Publice, au fost undeva peste 11.000 de persoane care au fost în imposibilitatea de a susține acest examen. Potrivit cadrului normativ în vigoare,
în vederea obținerii permisului de conducere, la expirarea valabilității examenului teoretic, este necesară și susținerea repetată a acestui examen, în cazul în care au expirat aceste certificate. Respectiv, noi venim să oferim posibilitatea de a prelungi aceste termene de valabilitate pentru actele necesare, pentru documentarea și examinarea solicitanților pentru permis de conducere. În contextul celor expuse, rog aprobarea acestui proiect. Vă mulțumesc, doamna secretar general, stimați colegi, că sunt careva întrebări. Deci noi am făcut mai multe proceduri de acest gen de extindere valabilității documentelor, considerând situația pe care o avem. Dacă nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm și acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 18, domnul viceprim-ministru Pușcuță, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membrii Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea avizului asupra amendamentelor la proiectul de lege cu privire la instituirea unor măsuri de pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative înaintat cu titlul de inițiativă legislativă numărul 191 din 19 mai 2020. Propunerile la proiectul de lege cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative, înaintate prin prisma amendamentelor unui deputat din Parlament, vizează prelungirea aplicării normelor stabilite anterior prin dispoziția Comisiei Situații Excepționale Republicii Moldova, ca măsuri de susținere activității de întreprinzător pentru atenuarea efectelor negative generate de situația epidemiologică asupra economiei pe perioada stării de urgență în sănătate publică, și anume subvenționarea întreprinderilor și organizațiilor necomerciale care au instituit șomaj tehnic și sau staționare, prin compensarea din contul bugetului de stat a sumei impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurări sociale de stat și primelor de asigurare medicală aferente plăților de șomaj și staționare forțată în perioada stării de urgență în sănătate publică. Cuantumul acestei subvenționări este în mărime de 100% pentru acele unități care și-au sistat completamente activitatea și 60% acele care au fost afectate de situația economică precară. 2. Acordarea ajutorului de șomaj titularului patentelor de întreprinzător și persoanelor fizice care desfășoară activități conform capitolul 10.2 și 10.3 din titlul 2 a Codului Fiscal, se referă la activitățile independente și colectorii de produse agricole. Astfel, în contextul în care propunerile înaintate asigură acordarea suportului continuu din partea statului, atât pe perioada stării de urgență, cât și pe perioada stării de urgență în sănătate publică, întreprinderilor, organizațiilor necomerciale, titularilor de patente de întreprinzător, precum și a persoanelor fizice care desfășoară activități în domeniul comerțului, comănuntul și în domeniul achizițiilor de produse agricole, propunem ca guvernul să susțină aceste propuneri înaintate cu titlul de amendament de către un deputat în Parlament, dar cu anumite precizări care au fost expuse. Reamintesc că indemnizația sub formă de ajutor de șomaj unic pentru titulare de patente de întreprinzător și persoanele fizice care desfășoară activități în domeniul comerțului se propune a fi 2775 lei, din calcul pentru o lună, dar în dependență de numărul de zile care efectiv vor fi în perioada stării de urgență în sănătate publică și perioada în care piețele în care aceste persoane activează sunt închise. Din momentul ce piețele unde aceste persoane fizice activează se redeschid, în acel moment această indemnizație se propune să nu mai fie calculată și achitată. Rog susținerea acestui proiect de aviz. Mulțumesc, stimați colegi. Întrebări, propuneri? Nu sunt, vă rog să aprobăm acest proiect. Aprobat, mulțumesc. Următorul subiect, numărul 19, domnul ministru Raelean, vă rog. Mulțumesc mult, stimate domn prim-ministru, stimați colegi. Prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea programului de reparație a drumurilor publice naționale și a programului de reparație întreținere periodică a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor, care a fost elaborat în temeiul legii bugetului de stat pentru anul 2020. Legea bugetului de stat privește alocarea a
1.375.000 lei pentru realizarea programului de reparație a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor. Din volumul total al mijloacelor alocate, 250 milioane lei se preconizează a fi utilizate pentru realizarea programului de reparație a drumurilor publice naționale, pentru care au fost selectate proiecte prioritare, reieșind din limita alocațiilor și maturitatea acestor, documentația de proiect elaborată și verificată. Astfel, urmarea implementării programului vor fi asigurate reparația capitală a 86,3 km de drumuri pentru un termen de serviciu de 15-20 ani. Pentru realizarea programului de reparație întreținere periodică a drumurilor naționale, locale, comunale și străzi, au fost distribuite 1.125.000 lei, scopul fiind îmbunătățirea condițiilor de circulație prin localitățile țării. Activitățile programate vor permite îmbunătățirea calității infrastructurii drumurilor în circa 900 localități din Republica Moldova, sectoare selectate conform propunerilor autorităților publice locale de nivel 1 din localitățile respective. Programul de reparație a drumurilor publice naționale are la bază proiectele prioritare incluse în strategia de transport și logistică pentru anii 2013-2020, drumuri din rețeaua prioritară care nu fac parte din rețelele internaționale și pentru care anterior a fost dezvoltată documentația de proiect. În contextul celor expuse, rog susținerea și aprobarea proiectului de hotărâre. Mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi. Dacă sunt întrebări, propuneri, nu sunt întrebări. Stimați colegi, este vorba despre proiectul de reabilitare a drumurilor în Republica Moldova. După cum cunoașteți, noi am inclus aceste sume, inclusiv prin rectificarea bugetului din aprilie acest an, deși o parte din finanțare care era aferentă creditului din partea Federației Rusie a decăzut. Noi nu renunțăm la investiții în infrastructură, pentru că aceasta înseamnă locuri de muncă, înseamnă salarii și înseamnă dezvoltarea țării. De aceea guvernul nostru nu renunță la investiții în infrastructura țării. În aceste condiții vreau să-l rog pe domnul viceprim-ministru, ministrul finanțelor, domnul Pșcuță, domnul ministru al afacerilor externe și integrării europene și întreaga echipă să identificăm surse adiționale de finanțare a deficitului bugetar și a proiectelor pe care ne le asumăm. Datoria noastră este să dezvoltăm infrastructura, să creăm locuri de muncă și să achităm salarii cetățenilor. Vă rog să susținem acest proiect. Aprobat, mulțumesc. Și tot în acest context, dacă vorbim de drumuri, domnul ministru Voicu, domnul ministru Nagacevski, în legătură cu ultimele evenimente care reapar din când în când pe străzile, pe drumurile naționale, aceste întreceri, competiții neautorizate de unele grupuri de cetățeni irresponsabili. Deci, noi am discutat luni în privința amendării legislației, codului contravențional și nu doar contravențional, dar că este necesar, pentru a înăspri regulile respective. Eu cred că aceste competiții pe străzile localităților sunt crime, sunt atentate evidente la viața oamenilor, altceva nu pot să numești, și trebuie tratate de legislația Republicii Moldova ca atare. Atentat la viața cetățenilor. De ce eu vă rog să pregătiți proiectul respectiv pentru ședința următoare a Guvernului și să promovăm proiectul de înăsprire a acestor reguli. De asemenea, stimați colegi, noi am observat că aceste încălcări sunt preponderent admise de cetățeni cu mijloace de transport care nu au înmatriculare în Republica Moldova. Avem o situație foarte stranie când cetățenii sau conducătorii auto care utilizează aceste mijloace de transport cu numere străine sunt cumva privilegiați. Noi nu putem identifica, noi putem penaliza, noi putem amenda și tot așa mai departe. Și aici vreau să vă rog să venim cu modificări ale legislației pentru a asigura responsabilitatea acelor conducători auto care utilizează aceste mijloace de transport pe teritoriul Republicii Moldova. Vă rog, creați grup de lucru, veniți cu soluții, dar această situație nu mai poate fi tolerată.
chiar și după acel accident de duminică noapte, noi vedem că au continuat aceste acțiuni absolut de neînțeles. Eu știu că Ministerul Afacerilor Interne deja se preocupă, a documentat, am văzut că ați intervenit și noaptea trecută în forță. Vă rog toată asprimea și duritatea legii să fie aplicată. Este atentat la viața cetățenilor. Altceva nu este asta. Vă rog foarte mult. Următorul subiect, numărul 20, doamna ministru Dumbrăveanu. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern cu privire la instituția medico-sanitară publică Centru COVID-19 Chișinău. Proiectul propune reglementări normative de ordin general cu privire la instituirea și activitatea acestui centru COVID-19, în mod special este vorba despre încetarea stării de urgență și necesitatea continuării activității acestui centru. Astfel, Guvernul ia act de crearea instituției medico-sanitare publice Centru COVID-19 Chișinău, se determină calitatea de fondator pentru minister și obligativitatea reglementării de către minister a regulamentului, organigramei și statelor de personal a centrului COVID-19. Din momentul instituirii acestui centru a fost valorificată doar componenta de triaj, astfel încât procedura de tratare a pacienților în cadrul instituției respective nu a fost realizată, triajul fiind aplicat în mod special pentru cazurile suspecte sau probabile din municipiul Chișinău și având un impact pozitiv, anume ceea ce ține la activitatea instituțiilor spitalicești care în perioada respectivă nu au simțit încărcătura plasamentului cazurilor suspecte. Rog susținerea acestui proiect. Stimați colegi, dacă sunt careva întrebări la raportor privind acest proiect, vă rog să le expuneți. Și acest subiect l-am discutat preventiv, este totul clar. În aceste condiții, vă rog să aprobăm proiectul respectiv. Aprobat, vă mulțumesc. Stimați colegi, cu această agenda ședinței de astăzi a fost consumată. Mai sunt câteva subiecte la capitolul secrete, cu griful secret. Mulțumesc tuturor pentru participare. Vă rog să rămână în sală doar colegii care au acces la acest regim secret.